ce trebuie să vină oamenii în Giurgiu și ce au de făcut aici? Păi, în primul rând, oamenii în stațiunea George Boianti ca Gemisara trebuie să vină pentru apele terapeutice din zonă. Aceste ape mezotermale, foarte sănătoase, bogate în calciu, fier, magneziu, sodiu, potasiu, ușor radioactive, folosite încă din perioada străveche de strămoși daci, pe urmă mai târziu de către romani, însuși denumirea stațiunii de Gemisara. Se presupune că ar fi un cuvânt dacic, care în traducere înseamnă apă caldă, germical, sara, apă, cădere de apă, izvor. Aceste ape, încă din perioada străveche, din perioada antichității, de-a lungul istoriei, au fost și sunt căutate atât în cură externă, cât și în cură internă. Dacă ar fi să spun câteva cuvinte despre, foarte pe scurt, despre partea de cură externă, cei care ne urmăresc trebuie să rețină că apele sunt foarte bune pentru afecțiunile locomotorii și degenerative. Aici aș putea cita inclusiv artroze, coxartroze, gonartroze, boli reumatice și degenerative, inclusiv spondiloză, spondilită cervicală, poliartrită reumatoidă, probleme legate de zona lombară, de coloană, afecțiuni ale articulațiilor, probleme legate de tendoane, de ligamente. Apa în combinație cu aerul aeroionizat negativ din zona de parc este un adevărat balsam pentru trup și pentru suflet. Aici mă refer la partea de sistem nervos periferic, locomotor, neurovegetativ, aceste stări pe funcții cauzate de stres, cum ar fi nevroze, astenii, depresie, atacuri de panică, anxietăți, problemele legate de stres, cum s-ar spune, într-un cuvânt, prin care toată lumea trece la un moment dat. Avem și partea de izvoare în zona de parc a stațiunii, în zona centrală a parcului, foarte bune pentru partea de cură internă. În primul rând, ele sunt ape ușor sulfuroase, feruginoase, deci bogate în fier, iacătă fierul foarte bun pentru anemii, calcice, magneziene, foarte bune în cură internă pentru afecțiuni ale căilor biliare, dischinezii, vitrează, amolisip, probleme hepatice, fie că vorbim de steatoză hepatică, alcoolică, non-alcoolică, probleme legate de tractul digestiv, colonii, intestine, infecții urinare, probleme legate de afecțiuni renale, infecții și așa, pietre la rinic și așa mai, calcul biliar, calcul renal, cum se spune, și poate fi folosită și în scop extern, cel puțin apa de la forajul 6 pentru ochi este foarte sănătoasă. Chiar adineaori am avut niște oaspeți, niște turiști care într-adevăr confirmă ceea ce vă spun cu drag în continuare. Deci apa este chiar foarte, foarte bună pentru ochi, special cei care au probleme legate de conjunctivită, probleme cu globul ocular. Pe urmă, pentru scalp, de asemenea, este foarte sănătoasă, în special persoanele care au probleme cu mătreața seboreică. Și vedeți, dumneavoastră, acum mătreața aceasta apare foarte, la foarte mulți pe bază de stres. Pe urmă, pentru eczeme, dermatite, psoriazis, este foarte, foarte bună apa, tot în scop extern, apa, de exemplu, de la forajul 6, cel mai complex foraj, ca să spun așa, din punct de vedere chimic și terapeutic. Și nu în ultimul rând, doamnele și domnișoarele poate să o folosească cu încredere pentru ten și pentru tenul acneic, adică pe post de cosmetică. În primul rând, pot vizita cele mai importante obiective de atracție turistică din zonă și aici, în primul rând, aș cita emblema stațiunii, Cascada Clocota, una dintre cele două cascade cu apă mezotermală din țara noastră, care este spectaculoasă în tot timpul anului. Dar cea mai frumoasă rămâne în luna ianuarie, când îngheață parțial. Două astfel de cascade avem, cea din județul Hunedoara de la Giurgiu Băi și din județul Harghita de la Toplița. Dar aceea îngheață total când sunt temperaturi scăzute, pentru că este în zona depresionară, aproape de polul frigului. Pe urmă avem termele romane Gemisara sau complexul de băi termale din perioada daco-romană, mai corect spus. Aceste băi aveau create de mama natură, aveau să fie descoperite și folosite pentru prima dată de către daci până în secolul 2 după Hristos, deci încă din mileniul 1 înainte de Hristos, că așa se și presupune că localitatea a datat încă din mileniul 1 înainte de Hristos, deci o localitate foarte, foarte veche. Și
dar și ar fi folosit apele acestea până la cucerire, a doua cucerire traiană, vorbim de secolul II după Hristos. După aceea, întâmplător în peregrinări, romanii aveau să vină să dea și ei de acest lac. Este vorba despre acel crater umplut cu apă caldă în perioada daco-romană. Se îmbăiază și constată că se simțeau foarte, foarte bine. În moment în care au început să vină să amenajeze și chiar să construiască pe vechile băi, cu mult înainte folosite de către daci, încă din mileniu 1 înainte de Hristos, noile băi pe care le-au folosit 165 de ani aproximativ, până în 271-273 după Hristos, când, după cum bine știm, avea să înceapă prima etapă a retragerii aureliene sau retragerii romane din zona de Transilvania și de Banat. Atât partea de legionari, vorbim de legiunea 13-a Gemina, și partea de administratori, care la un moment dat erau cantonați în locul unde astăzi este cetatea de la Alba Iulia, era în perioada secolului 2-3 castul de la Apulum. Acei romani care au construit aceste băi din spatele acestui centru de informare turistic, foarte vizitate an de an de turiști, atât din țară cât și din străinătate, în acest loc își aduceau după războaie atât partea de administrator, cât și partea de legionar să se recupereze și să se refacă. Pe urmă, la un moment dat, aveau acces să-și aduceau și salahorii. Salahorii fiind acei zilieri, acei muncitori necalificați, după campaniile de muncă, pe urmă aveau acces și oamenii locului, deci era un fel, la început a fost un fel de spa modern, ca să spunem așa, un spa al zilelor noastre, la început pentru aristocrați, pentru oamenii cu potență financiară, pe urmă, la un moment dat, vă dați seama, erau, crescând numărul populației, erau lăsați și restul oamenilor să se îmbăieze. Foarte multe dintre bazinele de suprafață, unde merg oamenii astăzi de se îmbăiază, ștrandurile moderne, de fapt, multora le spun că în locurile acelea erau pe vremuri, vorbim de peste 2000 de ani, încă din perioada romană, erau bazinete sau scăldători de suprafață. Foarte mulți când aud acest lucru rămân foarte, foarte uimiți, foarte încântați. Păi aș mai putea aminti Grota Haiducilor, care are o legendă foarte interesantă ce pleacă de la Revoluția din anul 1784, Revoluția lui Horea, Proșca și Crișan. Oamenii rămân de asemenea foarte plăcuți, impresionați. Deși nu este o grotă cum s-ar aștepta, foarte, foarte mare, dar este o grotă micuță cu o încărcătură istorică extraordinară. Tot în apropiere mai este drumul roman, care făcea legătura în perioada străveche, în perioada secolului II, între castrul roman Germisara sau castrul roman de la Cigmău, Cigmău fiind una dintre cele 11 localități aparținătoare de orașul Giurgiu ca parte de unitatea administrativă teritorială, unde la data de 6 ianuarie 1760 avea să se nască marele corifeu și reprezentantul de seama al școlii ardelene de la Blaj, Ion Budai de Leanu. Asta ca și o paranteză, lângă satul acestui corifeu avea să fie identificat acel ruinele acelui castru roman militar Germisara, care era un castru cu ce supraveghea un fel de drum al aurului sau un drum al aurifer, ce la vremea respectivă se desfășura pe râul Maris, adică Mureșul de astăzi, și acest drum al aurului pleca de la, din Sarmizegetuza, Ulpia Traiana, capitala construită de împăratul Traian după ce avea să o devasteze pe cea din Munții Orăștiei, este vorba despre Sarmizegetuza Regia, și mergea către zona de Apulum, unde erau cantonați cei din legiunea 13-a Gemina, iar de acolo mergea mai departe către zona de Roșia Montană și Zlavna, mai corect spus, către zona auriferă. Bunurile de valoare le transportau cu ambarcațiunile, cu acele cinuri pe râul Mureș, iar castul de la Cigmău era unul dintre punctele strategice și de care supravegheau acest drum. La un moment dat, la început, aveau să fie cantonate subdiviziuni din legiunea 13-a Gemina de la Apulum, iar ultima dată au fost cantonați acei barbari, acele trupe auxiliare, mercenari, termen uzual de astăzi, din Britania de astăzi, pentru că nomenclatura lor era cea de numero singularicorum, Britannicanorum, dar alături erau, de ei erau și
mercenar din Orientul Necreștin, ceva din partea de Siria de astăzi. Vă dați seama că și aceștia după războaie erau aduși tot aici în spate, în zona de Antica Gemisara, să se recupereze și să se refacă în zona Termelor. Cum sunt ghidați turiștii sau de către cine sunt ghidați turiștii care vin în Giurgiu-Băi? Turiștii care vin în stațiunea Giurgiu-Băi, în primul rând cei care intră la centru de informare turistică, sunt ghidați de către mine, pentru că sunt și ghid de turism, atestat de la Ministerul Turismului și observă ecusonul, îl port tot timpul, omul să știe cu cine stă de vorbă. Merg, îi însoțesc, le povestesc cu mare, mare drag despre istoricul zonei, despre ce înseamnă stațiunea Giurgiu-Băi din punct de vedere istoric, terapeutic și așa mai departe, dar și despre împrejurimile județului Hunedoara și nu numai. Pentru că, după cum observați, acest Centru Național de Informare și Promovare Turistică promovează toată, aproape toată țara.